Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt rectorul Universității de Stat, domnul Igor Șarov, și rectorul Universității Tehnice, domnul Viorel Bostan. Bună seara, domnilor, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bucuros să vă regăsim în acest studio. Mulțumesc tare mult! Bună seara! Domnii mei, data din 1 mai, Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. Mulți eram la frigărui, bere, degajați, chiar nici presa nu avea știri. Și apare o știri care sună în felul următor. Două dintre cele mai mari universități din Moldova ar putea fuziona. Este vorba despre Universitatea Tehnică și Universitatea de Stat. Despre asta s-a anunțat în cadrul ședinței comune a Consiliului Rectorilor împreună cu Ministerul Educației și Cercetării. Fuzionare. După ce n-a trecut tare mult timp de la ultimile fuzionări. Din câte am auzit sau am citit pe canalele Telegram, inițiativa vine chiar de la domnia voastră, domnul Șarov. De unde? Cu ce ocazie? Până pusă masă? Ce s-a întâmplat? Care scopul? Să o luăm de la început. De ce? Haideți să o luăm chiar de la început. Procesul propriu-zis de fuzionare sau de absorpție a universităților, care nu este un proces nou. În ziua de luni ne-am întâlnit împreună cu rectorii universităților din Republica Moldova la Consiliul Rectorilor, unde au fost abordate mai multe subiecte care țin de învățământul superior. Deci, de fapt, acest subiect legat de fuzionarea Universității Tehnice și Universității de Stat din Moldova a fost ultimul din subiectele care a fost abordate la Consiliu. Subiectele au fost discutate de către toți rectorii, a fost alcătuită o listă comună, că a fost vociferată a doua zi, în ziua de marți, la Consiliul Rectorilor, cu participarea primului ministru al Republicii Moldova și a ministrului Educației. Problemele au fost multiple, legate de subfinanțarea a învățământului superior, despre problemele în cercetare, probleme de patrimoniu și multiple alte probleme cu care ne confruntăm. De altfel, a fost o unitate de idei între toți rectorii asupra subiectelor care au fost abordate la această întâlnire. Problema de fuzionări a universităților nu este o problemă nouă. Ne aducem aminte de primele tentative, încă începând din anul 2012, de a introduce o metodologie de finanțare a învățământului superior și de a face o claritate. Doi, începând cu anul 2016, după multiple discuții cu experții europeni din domeniul cercetării, a fost expusă viziunea și asupra problemelor instituțiilor de cercetare de la Academia de Științe. În anul 2020, reforma care a fost întreprinsă, la bază ei a fost trei piloni. Primul, aprobarea metodologiei de finanțare a învățământului superior. Doi, absorpția celor două universități, Universitatea Cantemir a Academiei de Științe și Institutul de Relații Internaționale din Republica Moldova. Și punctul 3 a fost proiectul Băncii Mondiale în valoare de 35 de milioane de dolari, care venea să stimuleze procesul de evoluție a învățământului superior din Republica Moldova și care de altfel a fost însemnat în septembrie anul 2020. Deci ideile de absorpție sau de fuzionări nu sunt noi. Unu, ele au la bază studii. Avem un studiu al Băncii Mondiale, avem un studiu a Fondului Monetar Internațional. În anul 2018, începând cu luna februarie și până în luna octombrie, 8 experți al Fondului Monetar Internațional au făcut o radiografiere a situației în învățământul superior aparte și în învățământul profesional tehnic în altă parte și au venit cu multiple recomandări. Una, să faci recomandările și doi, să le implementezi în viață. Trei, am avut un studiu din partea Fundației Friedrich Ebert Stiftung. Patru, accentului de implementare a reformelor din anul 2019, dacă nu mă greșesc. Deci,
toate aceste inițiative, cu diferite scenarii, da, au fost analizate de către experți. Studii multe, realitatea este una. În condițiile scăderii dramatice a numărului de studenți din Republica Moldova, numărul de universități publice fiind același, o reformă era inevitabilă. Cifrele au fost vociferate de altfel și domnul ministru vis-a-vis de cei care studiază la licență. Pentru a vă aduce cifre care de altfel au fost prezentate anterior în diferite emisiuni și a imagina proporțiile a situației în care ne aflăm astăzi, o să încerc să readuc aminte, de începând cu anul 2007. 132.000 de studenți, în anul 2015 92.000 de studenți, în anul 2020 52.000 de studenți. Și în aceste ordine de idei, când avem constatare și după studia experților internaționali, trebuie să întreprindem anumiți pași. În anul 2020 a fost făcut un prim pas, în anul 2022 acest proces a continuat. Însă, de fiecare dată, dacă noi să observați, acest proces venea de sus și de fiecare dată a strânit nemulțumiri în societate. E și normal să fie acest lucru, fiindcă după fiecare instituție de învățământ este o istorie. E istorie și sunt oamenii. Sunt oamenii, de altfel, începând cu perioada despre care vorbesc, discutam tot cu colegii, cu rectorii, ce ar fi să fie și o inițiativă de jos. Și am îndemnat, inclusiv în anul 2020, haideți să nu criticăm numai acțiunile a oricărui de guvernări, care oricine nu ar veni, ar trebui să întreprindă anumiți pași, fiindcă având o economie puternică, poți să permiți, respectiv, să dezvolți învățământul general, învățământul superior. Însă aceste tentative nu au avut loc. Și respectiv la ședința de la Consiliul Rectorilor de luni, am discutat despre o analiză a unei inițiative care ar veni de jos, a unui scenariu fuziunii celor două universități, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică. Vorbesc despre discuții, dar care sunt avantajele, spre exemplu, unei asemenea fuzionări. Noi criticăm, spre exemplu, anul 2022, atunci când au fost făcute absorpțiile a universităților, a instituțiilor de cercetare. Și aici trebuie să recunoaștem un lucru, că nu a fost suficientă comunicare. Nu au fost comunicare și din considerentele astea, respectiv, și au apărut multiple subiecte. Acum noi vorbim despre discuții și discuțiile trebuie să fie inițiate atât în Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică pe parcursul unui an. O precizare. Deci, domnul Bostan a aflat de la domnul Șarov despre această inițiativă la ședința asta de luni? Nu. Sau dumneavoastră ați discutat între... Nu. Între timp, noi cu domnul Șarov, sigur că în mod regulat facem schimb de opinii, discutăm. Ne dăm telefoane practic zilnic sau în fiecare săptămână ne întâlnim. Fiindcă problemele cu care se confruntă toate universitățile sunt probleme comune. Îi cerem sfat unul de la altul, cum ai făcut în această situație, ce soluții aveți, voi cum rezolvați această problemă. Mai mult decât atât, avem și proiecte comune, care oricum le implementăm împreună, oricum în sensul că comunitatea universitară este, de fapt, nu o comunitate de castă. Deci, uite, aici activez eu, aici e moșia ta. Universitățile în Republica Moldova au și proiecte comune în derulare de mai mulți ani și sigur că discuțiile care se întâmplă la nivel operațional au loc într-un mod foarte regulat. Cu domnul Șarov noi am discutat inclusiv și ce facem mai departe, cum facem față celor provocări care ne confruntăm, cum să creștem vizibilitatea universităților pe care avem onoarea să le reprezentăm. Și în cadrul acestor discuții, încet, încet încep să jonglăm cu ideea ce ar fi dacă. Am început să ne gândim fiecare, iarăși un schimb de opinie și în clipa în care a ajuns această idee la un nivel suficient de maturitate, am zis că e timpul să lăsăm sau să plasăm această idee în spațiu public, în rândul comunităților noastre, până să aibă loc ședința Consiliului Rectorilor, de care a menționat domnul Șarov. Noi am avut discuții și în cadrul Consiliului de Administrație, cel puțin am mers la Senat,
le-am spus colegilor de acolo că ce ziceți de o astfel de idee, fiindcă până la urmă fuziunea nu o decide Bostan sau Șarov sau Ministerul sau Parlamentul. Am zis că de această dată și-ar fi normal, nu vorbim despre fuziune prin absorție în care o universitate puternică s-a integrat sau a fuzionat cu un actor mai slab, vorbim despre unirea a două universități puternice care să se complementeze. Am zis că unirea nu se face pentru posturi sau pentru nu știu ce speculații. Unirea se face sau fuziunea se face pentru a crea o instituție puternică capabilă să facă față provocărilor, dar urmează să lucrăm asupra motivației, raționamentului, să vedem ce ar însemna acest lucru și din punct de vedere a proceselor, care sunt oportunitățile, care sunt provocările, care sunt riscurile. Și acest lucru nu poate să-l facă un rector. Conform codului educației, organul suprem de conducere într-o universitate este Senatul, este comunitatea academică. De aceea am lansat această idee și normal această idee a fost adusă la cunoștință și domnului ministru. Ministerul Educației este fondatorul ambelor instituții. E clar că această idee deja urmează să fie discutată în public, mai larg, să identificăm, repet, oportunitățile, provocările, riscurile, problemele, să încercăm să le rezolvăm. Și, într-adevăr, un lucru foarte important ține de comunicare. Comunicare cu, primul rând, comunitatea studenților, comunicare cu comunitatea academică, cercetători, cadre didactice, cadre administrative, cu cei din afară, care, până la urmă, sunt beneficiarii sistemului universitar, cu angajatorii, cu întreaga țară, dacă doriți, fiindcă vorbim de două universități publice, două universități formatoare de opinie, două universități responsabile pe mai multe domenii și, repet, nu se face doar la cheremul unii sau a două persoane. Domnul Mii, dar care au fost reacțiile, dacă... cel puțin așa, din primele reacții ale Senatului de la UTM și de la USM? Deci la noi, sigur că am citit pe fețele unora anumite îngrijorări. Imediat mi-au fost puse mai multe întrebări la care am răspuns sau la care am spus că trebuie să căutăm răspunsuri. Dar în principiu că am făcut și un vot în sensul în care să-mi permită Senatul să continue aceste discuții. Uh-huh. Repet, nu o fac de capul meu. Am primit acel vot să continui discuțiile, să lansăm această discuție sau această idee în spațiul public și ceea ce a făcut și Universitatea de Stat. Noi am avut și o întâlnire cu decanii, le-am cerut opinia. Au fost discutate diverse oportunități care, până la urmă, toată lumea a zis că da, într-adevăr, cel puțin la această etapă, noi vedem mai multe puncte forte. Am discutat la Consiliul de Administrare și la Senat despre problemele care urmează să fie puse la Consiliul Rectorilor, nu numai subiectul legat de... discuții cu diferite universități, inclusiv cu Universitatea Tehnică. Cred că la sfârșitul acestei luni, până la sfârșitul acestei luni, vom discuta la consiliile a facultăților, la birourile facultăților, în ultima instanță la Consiliul de Administrare și la Senat, pentru a vedea pașii concreți următori care urmează să fie stabiliți. Vorbesc despre discuții, da, din interior, despre oportunități. Un prim lucru care îl pot acum spune despre situația demografică în continuare și care ar fi, în opinia mea, sigur că interesele Universității de Stat Moldova și din perspectiva noastră a Universității Tehnice. În condițiile de reduceri număr de studenți, anul acesta în clasa a 10 au mers 12.500 de elevi, dintre care 2.400 la științele exacte. Rata de promovabilitate la liceu, la bacalaureat, este de 93%. La colegiu de 49%, deci medie de 73%. Da. Scoateți din numărul total cei care susțin bacalaureatul,
o cifră vociferată inclusiv de Ministerul Educației de 5.000 care pleacă peste hotare, chiar dacă se observă în ultimul an la Universitatea de Stat din Moldova o tendință de întoarcere a studenților de peste hotare. Și avem stabil parcursul ultimelor ani o ușoară creștere a studenților la admitere, fundalul la numărul de creștere total a studenților în învățământul superior. Pe deodată, Universitatea de Stat de Moldova este o universitate comprehensivă. Universitatea de Stat de Moldova este membru a consorțiului UNICA, de care fac parte cele mai mari universități din capitalele europene, a consorțiului universitare, din care fac parte cele mai mari 9 universități comprehensive. Luând în considerație descreșterea numărului de studenți și tendința universității tehnice de a deveni o universitate comprehensivă, ne dăm întrebarea. E posibilă oare o analiză a situației de discuții asupra acestor subiecte în care, pentru Universitatea Tehnică, din perspectiva noastră, tendința de a deveni o universitate comprehensivă este lesne de înțeles. O tendință de scădere a numărului persoanelor care sunt interesate în special de inginerie este caracteristică nu numai pentru Republica Moldova, este caracteristică pentru întreg spațiul european sau pentru spațiul românesc în general. Când v-am dat aceste cifre, întrebarea pentru mine este următoarea. Dacă noi, în ultimii ani, la Universitatea de Stat din Moldova, am avut la admitere în jur de 4.100 de studenți și ce o să fie peste 3 ani? Vorbeam de o cifră, o anunțam în interior, pentru anul 2030, 18.000 de studenți în sistemul învățământul superior din Republica Moldova, acum apare o altă cifră, anul 2026. Mai degrabă, ce facem? Așteptăm o reformă de sus, care o să fie una dureroasă, fiindcă, repet, avem universități foarte bune, cu tradiții, și asta este problema principală a istoriei și a tradițiilor. Ori încercăm discuții pe interior să vedem dacă care sunt beneficiile acestei uniri. Opinia mea categorică, fără de investiții financiare, rezultate nu o să vină, primul moment, și doi, ar trebui o investiție financiară, deci la capitolul legat de salarii de 20-30 de procente, în care comunitatea să resimtă aceste lucruri și plus la toate să fie acoperite eventual în cazul de cum când avem acceptul a Senatului, a Consiliului de Administrare, dar asta după mine este un proces de mai lungă durată și de fiecare dată o să discut la Consiliul de Administrare, la Senat, la Consiliile a Facultăților. Este o primă tentativă, dacă vreți, de jos. Dacă mai sunt asemenea experiență, o experiență după mine mai apropiată, să nu e un caz al Strasburgului, este un caz aparte, a Universității din Lisabona. În perioada anilor 2011-2014, două universități, o universitate comprehensivă de 23.000 de studenți și o universitate tehnică cu 22.000 de studenți au inițiat discuții. Au fost discuții îndelungate, dar până la urmă s-au soldat cu crearea unei universități puternice, dar au avut o susținere enormă financiară din partea a statului. Vrem universități puternice. Universitățile puternice sunt prin finanțare adecvată, inclusiv prin patrimoniu și prin investițiile în compartimentul de știință. Dar în același timp, atunci când ceri, haideți să încercăm să facem un exercițiu. Diferența între poziția a mea, calitate de rector a Universității Stat de Moldova, a fost invitația nu numai pentru Universitatea Tehnică, ci și pentru colegii de la alte universități pentru discuție. Ceea ce nu înseamnă că se întâmplă mâine. Este un exercițiu respectiv care îl avem dreptul să discutăm în condițiile unei autonomii universitare. Domnule Bostan, unirea acestor două mega-universități cum va duce la aia încât numărul studenților care descrește de la an la an măcar să mențină stabilă vreo 5 ani, dacă poate dă Dumnezeu și crește? Tehnic, cum e posibil asta? În primul rând, nu doar descreșterea numărului studenților este unica motivație pentru acest proces de fuziune. Eu aș identifica câteva motivații foarte importante și poate chiar mai prioritare. În primul rând, nu e nimic nou. Așa ceva s-a întâmplat și se întâmplă în mod constant peste tot.
domnul Șarov a adus câteva exemple, exemplu din Strasburg sau exemplu din Lisabona. Practic, în fiecare an se formează universități mai puternice, inclusiv la nivelul Comisiei Europene și proiectelor destinate educației, sunt finanțări suplimentare pentru a crea consorții universitare puternice, internaționale, la nivelul continentului european, Uniunii Europene, ca să facă față tuturor provocărilor și competiții, de exemplu, cu universitățile americane. E o competiție foarte mare. Faptul că Republica Moldova deocamdată nu participă în acea competiție, că suntem prea mici și insignifianți, asta nu înseamnă că nu ar trebui să participăm în viitor. Trebuie să ne gândim ce se va întâmpla nu doar într-un an sau doi, în 5-10 ani, fiindcă misiunea unei universități este de a susține dezvoltarea economică și intelectuală a unei țări. Noi creștem elitele intelectuale, noi creștem viitorii salariați care urmează să schimbe țara și noi suntem responsabili unde va fi Republica Moldova în 20, 30, 40 de ani. Învățământul este o chestie foarte înceată la schimbare. Efectele anumitor transformări se simt nu imediat, dar se simt în 5-10 ani. De exemplu, faci o schimbare într-un plan de studiu, efectul vei simți în 10 ani, până când studentul absolvește programul, obține acele competențe, după care trecem pe piața muncii. Noi, între timp, trebuie să ne ajustăm. Același lucru e în cercetare. Da, tu dai astăzi mai mulți bani domeniului de cercetare. Păi dacă nu ai cercetători, un cercetător nu apare din neant. Un cercetător este crescut. Student la licență, student la master, școală doctorală, cercetător începător, după care el avansează și crește la nivelul profesional să genereze cunoaștere. Cu alte cuvinte, aceste efecte sunt pe termen mediu și lung și întotdeauna când stabilim o strategie sau o decizie la nivel de universitate sau de sistem, trebuie să ne gândim pe termen respectiv. O motivație importantă este să vedem care sunt tendințele astăzi în învățământul superior la nivel global. Și e clar că sunt tendințe de unificare. Sunt mai multe explicații, inclusiv creșterea culturii calității, complementarea programelor de studii, interdisciplinaritatea și multidisciplinaritatea, fiindcă astăzi nu poți avea un specialist în gust pe un domeniu când tu, de exemplu, instruiești studenții pe un program din biologie, de exemplu, el are nevoie și de cunoștință din chimie, din fizică, din IT, cunoștințe pe științele umaniste, astfel încât să facă față acelor tendințe și cerințe a viitoarelor profesii. În fiecare an la Davos sunt formulate cerințele față de piața muncii din 2030, de exemplu, fiindcă universitățile trebuie să țină cont de aceste tendințe. Dacă mai înainte se punea accent pe cunoștere, de exemplu, fundamentală, gen STEM, mate, fizică, chimie, astăzi la fel de importante, dar între timp au apărut cerințele față de cunoștințele digitale, fiindcă tehnologiile digitale clar au devenit un element cheie sau o cunoștință cheie pe care trebuie să o cunoască viitorul angajat. Creativitatea a devenit una foarte importantă. Acum, de exemplu, inteligența artificială va fi ca un factor destabilizator pentru mai multe sectoare. Ce ne facem noi? Ne asigurăm că absolvenții noștri de peste 3 sau 5 ani, că avem programe de studii de 3, 4, 5 sau chiar 6 ani, vor face față, de exemplu, în 2030 cerințelor pieței forței de muncă? Vor fi în stare să rezolve acele probleme care deocamdată încă abia sunt la faza incipientă? Deci, noi suntem obligați să gândim strategic pe termen lung și să ținem cont de tendințele care se întâmplă în învățământul superior la nivel global. Și repet, practic în fiecare an și în Uniunea Europeană și la nivel global universitățile se unesc, își unesc forțele, se complementează una cu cealaltă. O altă tendință ține de parte de finanțare și oportunități noi create. Un exemplu îl dăm cu Universitatea Agrară atunci când guvernul, un exemplu de reformă de sus în jos, și acum eu dau mare dreptate acelei reforme care a fost făcută, a fost Universitatea Agrară fuzionată forțat cu Universitatea Tehnică a Moldovei.
Da, am avut oameni în piață care strigau dacă azi nu e agrara, mâine nu e și țara. Vă invit să discutați cu cei din facultățile cu profil agronomic sau medicină veterinară, ce părere au ei despre cel puțin un an în componența Universității Tehnice. Noi am văzut foarte multe oportunități, atât pentru cei care deja erau la UTM și cei care au fost de la Universitatea Agrară. Ca exemplu, noi proiecte în domeniul tehnologiilor în agronomie. Am reușit să deschidem mai multe posibilități pentru finanțare și să atragem proiecte din partea partenerilor de dezvoltare. Practic, în fiecare lună avem intervenții serioase și la nivel de infrastructură și apar lucruri noi la universitate. Proiectul Băncii Mondiale s-a deschis și către colegii de acolo. E un lucru extraordinar care se întâmplă și efectele le vom simți într-un timp foarte scurt și unele deja au apărut. Domnul meu, este o plăcere deosebită să vorbim despre subiecte care contează cu adevărat decât despre referendum, alegeri prezidențiale și război hibrid, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog, publicitatea, doamnelor și domnilor.